La sfârșitul lunii trecute, guvernul trebuia să depună la Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență, sau PNRR, cum mai este cunoscut, care asigura circa 30 de miliarde de euro pentru România în vederea revenirii economiei după pandemia de coronavirus. Planul a fost depus, dar a fost retrimis în țară pentru refacere, ceea ce înseamnă ratarea termenului. Cu toate acestea, Iuliu Winkler, europarlamentar PPE-UDMR de Hunedoara, consideră că acest lucru nu este o tragedie, menționând că doar 9 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au depus la timp planurile. Așa cum vedem din știrile guvernamentale, Planul Național de Redresare și Reziliență este în acest moment în dialog cu Comisia Europeană. Este o etapă firească, de altfel nu este o tragedie faptul că termenul de 31 aprilie a fost ratat, ca să spunem așa, pentru că vedem că din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt de-abia 9 state membre care au depus planurile lor naționale de redresare și reziliență. Pentru noi, pentru România, pentru Guvernul României și pentru Coaliția de Guvernământ, PNRR este un subiect extrem de important. Este vorba despre 29 de miliarde de euro care trebuie folosite pentru proiecte care să poată fi finalizate până în 2026. Este condiția de bază. Apoi, următoarea condiție este aceea ca proiectele din PNRR să respecte cele două mari priorități europene, și anume digitalizarea și economia verde, sustenabilitatea. Europarlamentarul hunedorean a făcut și precizări legate de domeniile din cauza cărora Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost respins în prima fază, aici fiind vorba despre infrastructura rutieră și irigații. Winkler a precizat că prin negocieri un lucru normal, în opinia europarlamentarului, în această situație se pot obține finanțări europene și pentru aceste domenii. Țările sunt în situații diferite. Accentul pe care România îl pune pe infrastructură, infrastructura de transport și de comunicații, și celălalt subiect controversat, și anume irigațiile, sunt două priorități specifice. Ministerul de Resort și miniștrii din Guvernul României vor trebui să negocieze. Până la urmă este vorba despre o negociere. Eu sunt foarte încrezător și am toate informațiile despre faptul că până la sfârșitul lunii vom reuși să negociem cu Comisia Europeană. Este firesc să facem treaba aceasta pentru că interesele noastre trebuie să primeze. Interesele României ca țară, interese de infrastructură, interese de digitalizare, interese de programe specifice. Iuliu Winkler atrage atenția că noul PNRR trebuie menținut acel plafon de 10% alocat educației, în forma actualizată, sumele pentru acest domeniu fiind reduse cu aproape 1 miliard de euro. Este important și faptul să păstrăm acel 10% pentru educație, care, vedeți, iarăși este un subiect de discuție, de la 4 miliarde, se pare că acum scade către 3 miliarde de euro cifra finanțării proiectelor care sunt mature și care pot fi realizate până în 2026. Mă gândesc aici la programul propus de ministrul Ceacă Otilă legat de construcția de creșe, mă gândesc la programe de digitalizare, mă gândesc la tot ceea ce înseamnă aducerea educației din România în secolul 21. Prin PNRR se finanțează proiecte ce trebuie depuse până la sfârșitul anului 2023 și cu termen de finalizare la 31 decembrie 2026.